căci gazda lui Cătălin Pavel, arheologul, autorul de lucrări de specialitate, am fost chiar nu de mult la librăria Humanitas de la Cismigiu. Cătălin Pavel este un autor complex, are o bibliografie impresionantă, e autorul a 5 volume de poezie, primul volum de poezie a fost și premiat, e autorul a 4 romane și din nou primul roman a luat premiul de debut Unicredit, a apărut la Humanitas într-o colecție care a marcat această frumoasă inițiativă dinspre Unicredit, colecția de debut. Cred că acela și a fost debutul în volum ca scriitor, deci 2010. Cu toate greșelile care se pot face, e la cel de-al patrulea roman, un roman care, spun eu, e altfel decât cele dinainte. L-am citit cu foarte multă plăcere în, recunosc, noaptea care a trecut, dar pot dovedi că mi-am făcut temele. E o distopie, am simțit-o eu, aș înrudi-o pe undeva cu eseu despre orbire a lui Saramago și cu Așteptându-i pe barbari, sigur totul într-o altă cheie. Partitura lui Cătălin Pavel e alta și nu într-atât de apăsată, de dusă în registrul notelor foarte grave. Mai recunosc un lucru, m-am așternut la citit întrebându-mă dacă voi reuși să găsesc în roman arheologul, pentru că în cărțile arheologului Cătălin Pavel, romancierul l-am găsit. Scrie extraordinar, el spune povestea omenirii, chiar dacă o face, sigur, cu toată migala, exactitatea și priceperea specialistului. Mai multe eu am să adaug, poate, după ce o voi ruga mai întâi pe Ioana Pârvulescu, care e invitata noastră pentru toate greșelile care se pot face, cel mai nou romana lui Cătălin Pavel. Știu că la rândul ei Ioana îl prețuiește mult și pentru arheologia iubirei și pentru animalele care ne fac oameni. Cu atât mai mult sunt foarte curioasă să văd ce adaugă Ioana splendidului text de copertă pe care deja i l-a scris lui Cătălin. Bună seara tuturor! Sper că se aude aici, la noi nu se aude nimic, este așa un efect de eco necontrolat. Pe coperta acestei cărți veți vedea autorul bestsellerului Arheologia iubirii. Dacă vă așteptați să fie o carte cu nervuri arheologice, vă înșelați. Afară doar dacă Cătălin Pavel nu face o arheologie, nu sapă în viitor. Deci este o arheologie a prezentului și a viitorului. Vă voi vorbi despre cele câteva perspective din care am citit acest roman. Într-adevăr, eu m-am străduit să spun deja totul pe coperta a patra, așa că acum trebuie să spun mai mult decât totul. Prima, mă rog, ofertă și cea mai simplă a textului este distopia. Distopia aici se referă la dispariția copacilor și la dispariția zonelor verzi din orașe. Verificarea unei distopii bune nu constă numai în felul în care ea apare și aici mi se pare că autorul reușește să facă exact ca Albert Camus în Ciuma, să dea mai întâi mici semne ale urâtului care va veni, ale ciumei copacilor care va veni, dar verificarea unei distopii bune, spuneam, constă în faptul că te revoltă, că îți creează un sentiment de revoltă, este ceea ce se întâmplă și aici,
și de frică. Și apoi, al treilea lucru, ca să-ți dai seama că o distopie este bună, e să o crezi posibilă, să o crezi aplicabilă. Ideea asta cu dispariția copacilor și înlocuirea lor cu niște schelete de plastic și de beton și iluminate electric și așa mai departe, nu este atât de bizară sau de neaplicabilă pe cât ne pare. De curând, o prietena mea a scris un text despre felul în care au dat timp de 2-3 săptămâni o plantă care era într-o casă închiriată și s-a dovedit că acea plantă era de plastic. Vedem și în restaurante copaci din aceștia de plastic, nu mai vorbim de florile de plastic. Deci lucrurile sunt lângă noi. Nu m-ar mira ca într-o zi primăria să stabilească că se taie copacii din București pentru că rădăcinile lor strică simetria trotuarului, de pildă. Deci este aplicabilă această distopie, scrisă, cum spuneam, cu mare artă și cu mare putere. Nu lipsește din distopie armata plantatorilor de copaci, deci cei care salvează pasămite lumea, dar care la rândul lor vor fi apoi sabotați din interior. Deci avem, să zicem, spectrul complet. Aceasta este prima perspectivă, cea mai vizibilă. A doua este un microroman al a ceea ce aș numi exilul necăjit. Pentru că protagonistul, Radu Grinda, este traducător-interpret și este pus să traducă la o mare, lucrează la o mare întreprindere, este pus să traducă pentru românii care nu știu engleză, din diverse părți ale lumii, din Anglia, dar și din alte părți. Am apreciat foarte mult acest microroman, acest mini-roman, care aproape că este în sine un, putea fi publicat separat, dacă vreți, pentru că alcătuiește o lume extraordinar de emoționantă și de autentică. Nimic trucat, nimic fals în aceste mărturii legate de oamenii din exil, oamenii necăjiți, oamenii bolnavi, aflați pe la pușcării, aflați în diverse locuri în care sunt la strâmtoare, care au probleme cu banca, care au probleme cu banii. Deci este un microroman foarte special acesta cu al exilului necăjit. În fine, a treia perspectivă și care mie mi se pare cea mai importantă, pornește de la, vă voi citi imediat, de la transformarea acestui roman într-o splendidă parabolă. Și iată un mic fragment din roman. Trebuia să fie existat un jurământ hipocratic al îndrăgostiților care să sună așa: chiar dacă iubirea mea nu te va vindeca, jur că niciodată ea nu te va îmbolnăvi. Chiar dacă iubirea mea nu te va mântui, jur că nu te va damna. Dar era clar ca lumina zilei că nimic nu era mai puțin aplicabil dragostei.
puteai de fapt chiar garanta celuilalt că o să-și blesteme zilele că te-a cunoscut și el ție același lucru. Cum am citit așadar din a treia perspectivă acest roman? În momentul în care eroul, personajul principal, Radu Grinda, începe să piardă dragostea femeii pe care o iubește, Carmen. S-a găsit o fetiță de 2 ani, răspunde la numele de Tania, se află la statul Corint. Iată, hazardul obiectiv. Deci în momentul în care Radu își dă seama că pierde dragostea femeii pe care o iubește, în acel moment începe și distrugerea lumii. În acel moment copacii nu mai au sevă, nu mai au viață. În acel moment tot ce e viu în jur, tot ce e viu în jur își pierde seva. Mai mult, eroii își pierd și vocea, pentru că odată cu pierderea dragostei îți pierzi de fapt vocea în fața celui iubit. Ei nu mai pot comunica și totul în jur se negurează și se urâțește până la urmă. În momentul în care apare o nouă dragoste a Mariei Lucia, numită Malu, incipient și lumea reînvie și lumea începe să-și recâștige partea de viață. Eroii își recâștigă și vocile, nu mai au probleme cu vocea și deci parabola funcționează perfect. Este un fel de alegorie a faptului că lumea e vie datorită iubirii. Eu vă invit să nu frunzăriți această carte înfrunzită, să nu o frunzăriți, ci să o citiți. Ea necesită și un slow reading. Veți vedea anumite lucruri extraordinar de dense și de fin spuse acolo. De asemenea, o perspectivă asupra personajului feminin pe care nu am mai întâlnit-o în alte romane contemporane. O perspectivă care nu demonizează niciodată femininul și femeia, ci dimpotrivă, chiar în momentul în care dragostea a fost pierdută, oferă o anume tandrețe și caută să înțeleagă. Încă o dată, este ceva foarte rar, pentru că în romanul de azi lucrul ăsta nu prea se întâmplă. Și aș mai spune că aș încheia spunând că aceste cărți sunt și ele copaci. În fond, spre deosebire de Blaga, care stând la umbra gorunului își vedea sicriu, eu când mă plimb într-o pădure văd mai degrabă cartea din copacii din pădure. Este o carte vie, nu este un copac de plastic, este un copac cu sevă, un copac care trăiește. Și chiar dacă o veți citi pe suport de plastic, să știți că este o carte vie care merită toată atenția dumneavoastră. Sper că vom mai face o lansare la Cismigiu, pentru că pentru noi aici e destul de dur în cacofonia de sunete. Voi încheia sugerând editurii Humanitas prin Lidia Bode aici prezentă să republice romane
romanul cu care Cătălin Pavel a câștigat în 2010 concursul Humanitas pentru debut și de asemenea un roman care mi se pare excepțional, Nici o clipă Portasar, este un roman extraordinar de bun, precum și o antologie din volumele de poezie ale lui Cătălin Pavel, pe care de asemenea le-am citit și ar merita cu adevărat o antologie. Volumul Altera Pars mi se pare unul din cele mai bune care s-au scris în literatura română de după 1990, în poezie. Așadar, aștept cu nerăbdare noi lansări într-un spațiu mai blând. Promitem că vor fi. N-am să întârzi, voi trece microfonul către Cătălin Pavel. Am să adaug doar la lista perspectivelor prezentate de Ioana Pârvulescu și pe aceea pe care am privilegiat-o eu la lectură. Pentru mine toate greșelile care se pot face, este și un minunat roman despre timp. Cred că copacii nu sunt întâmplător aleși aici, copacii marchează timpul prin cercurile lor, iar arheologul Cătălin Pavel e pentru mine foarte prezent în roman, pentru că privilegiază ca romancier o figură de stil, sinecdoca, pars pro toto, și sunt nu puține, deci la fel cum în arheologie el știe să găsească ciobul din care recompune o casă, o viață de familie, la fel avem aici detalii din care se recompune un întreg, după cum avem și ironii, căci eu nu cred că mobila Cucuteni e întâmplător numită mobilă Cucuteni în romanul lui Cătălin Pavel. Bună seara! Mulțumesc că ați venit! Ne separă un zid de cărți. De obicei, cărțile trebuie să ne apropie. În cazul ăsta mă văd în spatele unei baricade de cărți. E bine așa. De ce am mai scris un roman? Îmi amintesc că Luther îi spunea unui discipol unui colaborator mai tânăr, Melanchthon, îi spune: ești prea virtuos, păcătuiește un pic. Nu merită și bunul Dumnezeu să aibă ceva pentru care să te ierte. Așa că, sigur, aș putea spune că de asta am scris, dar la scriitori ei au deja destule păcate, nu am nevoie să-și adauge un altul. Să spunem că am scris romanul. Apropo, definiția scriitorului din carte este traficant de personalitate, de personalități. Da. Exact asta e important, că am scris romanul ca să am ocazia să-l lansez alături de două repere absolute ale lumii cărților de la noi, Lidia Bodea și Ioana Pârvulescu, cărora le mulțumesc. N-o să spun decât câteva lucruri despre coperta romanului, o să mă leg de posibilele coperte ale unei cărți și o să spun mai întâi că aș fi vrut să pun pe copertă nu o poză, ci un film. Aș fi pus un film de acum 25 de ani al lui Abbas Kiarostami, în care există o scenă interesantă cu un copac. Cineva povestește că după căsătorie a vrut să se spânzure. Totul mergea foarte prost. A plecat cu noaptea în cap, la liziera pădurii a găsit un pom, a încercat să arunce funia pe după o creangă, nu reușea, până la urmă a trebuit să se cocoațe singur în acel pom, când deodată simte ceva moale, dude dulci. Începe să mănânce dudele sunt foarte bune, apoi iese și soarele, apare un grup de copii în drum spre școală care zic: nene, dă-ne niște dude. Le aruncă niște dude, până la urmă ia și el acasă, se întoarce cu traista plină de dude și ajunge la concluzia că acest copac i-a salvat viața, de fapt. Un alt film cu copaci este Arborele vieții, al lui Terrence Malick, de acum vreo 10 ani, în care apar niște arbori minunați. Mai este, mi-a venit în minte și o vinietă dintr-un film al lui Kurosawa Akira, care are acolo o vinietă despre o livadă de piersici, în care
reușește să facă ca o trupă de actori să reprezinte înflorirea unei livezi de piersici. Este excepțională scena respectivă. Dar, sigur, cum editura, din păcate, nu ne permite să punem filme pe copertă, am început să mă gândesc cu stereotipurile din capul meu de arheolog, evident, la copaci din antichitate. Nu se putea altfel. Și mi-a venit în minte un copac de pe sarcofagul unui rege maiaș, care a domnit vreo 70 de ani, Pacal. Pe această lespede apare el la poalele copacului vieții, problema arborelui vieții. Problema e că acest desen a fost interpretat și răsinterpretat de către Erich von Däniken, de exemplu, ca fiind regele maiaș într-o navă spațială. Nu puteam să pun așa ceva pe coperta unui roman cât se poate de terestru. Apoi m-am gândit la columna lui Traian, care are, am numărat pentru această lansare, 224 de copaci pe ea, din care 222 sunt tipici pentru Dacia și mai sunt vreo doi chiparoși care sunt de undeva de la sud de Dunăre. Interesant e că avem o cărticică a lui Dio Cassius care ne povestește despre un șiretlic al lui Decebal care taie copacii la înălțimea de un stat de om și îi acoperă cu arme, sperând că romanii, văzând de la distanță această armată, se vor speria și vor bate în retragere, ceea ce ar fi și făcut, zice Dio Cassius. Deci o pădure în armată care mi-a amintit apoi de celebrul pasaj din Macbeth, din Shakespeare, 1606 piesa, în care lui Macbeth îi se prevestește că nu are de ce să se teamă, nu va păți nimic important decât dacă pădurea Burnham va lua la fugă către castelul lui. Deci ceva ce nu se poate întâmpla, dar sigur că la un moment dat Macduff și Malcolm, armatele unite, ajung în Scoția, taie crengi din pădure, se camuflează cu ele și avansează către castelul lui Macbeth, deci pădurea se mișcă. Iar asta duce la împlinirea profeției. Acum aș vrea să închei cu cu o foarte scurtă poveste despre de ce sunt copacii o casă. Copacii sunt o casă, o patrie. Acum câțiva ani am ajuns pe marginea Marelui Canion din Statele Unite și uitându-mă în jos, mai mult de un kilometru jumătate abrupt, așa, până pe fundul canionului unde curge râul Colorado, și m-am hotărât să cobor. Am văzut că sunt și niște catâri care coborau pe o potecă așa foarte întortocheată și m-am gândit că dacă poate un catâr, atunci pot și eu. Niciodată să nu faceți această greșeală ca scriitor, să vă închipuiți că am putea fi la fel de bun ca niște catâri. Eu am încercat totuși și am coborât. Deci am coborât un kilometru în jos, pe lângă acest perete de gresie roșie, cu cât un cactus aici colo și cu musonul din Arizona care bătea, deci ceva totalmente suprareal. Ajungând jos, găsesc un mic platou, o grădină, efectiv o grădină, cu o cișmea, cu niște vrăbi și de jur împrejur un pâlc de plopi. De plopi mai românești decât care nu ți-ai fi putut închipui, deși erau la 10.000 de kilometri de plopii fără soț din Iași. Acei plopi, dintr-o dată, pentru mine au fost casa care era extraordinar de departe și acei plopi erau undeva în adâncul Marelui Canion. Sper să găsiți ceva din acei plopi și în această cărticică. Vă mulțumesc tuturor că ați venit! Am să vă invit înspre sesiunea de autografe cu următoarele rânduri în minte. De la librăria Humanitas, mulțumim Cătălin Pavel, de la librăria Humanitas coborâ spre Cismigiu. În trecere constată că pe bulevardul Regina Elisabeta nu mai exista niciunul din vechii copaci, din cei adevărați, cu trunchi și crengi din materialul numit lemn,
care făceau frunze și produceau oxigen, acel model tradițional cu oarecare vechime, care nu păruse niciodată nimănui până atunci, care nevoie să fie upgradat. Toți fuseseră tăiați. Însă, într-un mod ciudat, aici ei nu fuseseră înlocuiți cu absolut nimic. Buturugile lor fuseseră lăsate exact așa. Oamenii așezaseră pietricele pe ele. Acesta e gestul cunoscut în cultura ebraică când se pun pietrele pe mormânt. E una din scenele care mie mi-a vorbit foarte mult, dar veți găsi încă 1001 altele. Vă invit la autografe și vă invit să trageți cu urechea și la lansările cele două care vor continua în standul Humanitas. Cuvinte sufletești, Regina Elisabeta și o altă lansare. Mulțumim!